familie sau națiune. Dar încă, așa cum spune Psalmistul, Dumnezeul nostru vine și Dumnezeul nostru nu tace. Glasul Domnului răsună pe ape, glasul Dumnezeu este puternic, glasul Dumnezeu este măreț, glasul Domnului face cerboaica să nască în locașul Lui, totul strigă slavă! Slavă! Slavă lui Dumnezeu! Amin. Și slavă aici în sacramentul în seara asta! Amin. Mulțumim lui Dumnezeu care este atent cu noi! Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a vorbit prin cântece! Mulțumim lui Dumnezeu că ne vorbește în inimi! Mulțumim lui Dumnezeu pentru glasul Evangheliei! Mulțumim lui Dumnezeu pentru predicator, pastor, evangheliști, învățător pe care Dumnezeu a dat bisericii ca să zidească trupul său și să ne declare credincioși autentici al lui Dumnezeu! Încă o dată suntem toată adunarea! Glorie ție Dumnezeu că vorbești! Amin, Marie și Doamne. Dar fiți foarte atenți. Informația, Evanghelia, poate să nască credință. Dar informația, Evanghelie, aceasta poate naște amintiri. Doar și pe urmă enorme condamnări. Pentru că cartea asta, Biblia, ori te mântuie, ori te condamnă. Ori te salvează, ori ești pierdut pentru vecie. Asta e cheia. Dar dacă de ani de zile ne plimbăm în preajma ei, unii zic, n-are rost să le mai spui, doar ei știu foarte bine. Doar noi știm foarte bine multe lucruri din cartea asta. Problema care este. Și care ei au depășit-o păstorii. Și este o lecție grozavă pentru mine. Că ei au depășit momentul informației și s-a transformat informația în credință, iar credința s-a transformat în acțiune. Acum ar merge să fim toată adunarea mea. Dacă de ani de zile noi auzim vorbim cuvântul ăsta despre a ne iubi unii pe alții. Nu e așa că de unul este rutinat, să tot auzim. Dar asta ar trebui să nască o credință și apoi ar trebui să nască o acțiune. Adică cu adevărat să ne iubim unii pe alții. Dacă Biblia să ne vorbește că trebuie să spunem fiecare aproape lui adevărul. Că Dumnezeu nu locuiește în minciună. Că tata minciunii e altcineva. Și oricine spune o minciună este de la diavol. Că acel care minte și cel care mint deodată, îi aparțin lui. Pentru că cel care este în adevăr, este însuși adevărul. Și adevărul este unul singur, Iisus Hristos Domnul. Amin. Dacă noi știm asta, că Dumnezeu nu acceptă divorț, că Dumnezeu urăște bârfa, că Dumnezeu urăște invidia, că invidioșii, că răutăcioșii, că toți răpăreți, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așa cum spune Pavel în Corinteni. V-am spus și vă mai spun că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă știți că fricoși sunt afară, nu înăuntru. Dacă știți că toți care iubesc spiritul de partidă sunt afară, nu înăuntru. Dacă știți aceste lucruri, spune Apostolul Pavel, ferice de voi dacă le faceți. Crăciunul poate fi o sărbătoare a liniștii. Dar Crăciunul poate fi o sărbătoare în care Dumnezeu să reușească. Și tu să-ți deschizi inima să te tulburi în seara asta. Nu cred că ați vrea să mergeți liniștiți în iad. Nu cred că am vrea să mergem liniștiți pe topoganul rutinei și noi să avem o problemă. Cred că ar trebui să spunem, oameni buni, Dumnezeule, atinge-te de noi, vindecă-ne, ridică-ne, pentru că avem nevoie de durarea Ta. Și să spunem toată adunarea, Doamne, atinge-te de noi. Amin. Doamne, atinge-te de viețile noastre. Amin. Pentru că informația este grozavă, necesară, urgentă. Dar ea trebuie să ne împingă la acțiune. Ei puteau să spună, am avut parte de o revelație strălucitoare. Doi, am avut parte de un cuvânt direct din cer de la Dumnezeu. Direct! Ne-a vorbit un înger. Am auzit corul îngerești. Și putem să rămânem liniștiți la oi. Bă, avem ce să le povestim la pruncii noștri. Ce? Dragi nepoți, să vezi într-un an? A venit la noi îngeri. Cum? Și cum a arătat? Așa, a avut un metru, doi, trei, cinci. Aveau aripi, n-aveau. Aveau două, aveau patru.